Bine ai venit, stimate telespectatori, stimate telespectatoare, la noua noastră întâlnire, miercuri la 4, la 16, cum vrei să-i spunem. Azi e despre 33, 33 e cu noi, cu tine, cu mine, cu noi toți. La mulți ani, în primul rând, azi e ziua educației, așa că la mulți ani toți am trecut într-o formă sau alta. Sau poate avem nevoie să mai trecem, așa că te invit să nu ocolești. Pe educație, spuneam, educația continuă, așa cum se practică ea la... În țările civilizate, Japonia ne-a dat exemplu, dar și alte țări o fac. Sper că o faci și tu, educația continuă, de la începuturi până la sfârșituri, de la alfa până la omega. O să vorbim astăzi despre omega, dar tot în acest început de emisiune să-i spunem la mulți ani și lui Emil și multor balanțe din grupul 50. La mulți ani încă o dată. Suntem într-o zi de 5, da? Azi e 5. 5 e foarte frumos. Mâna are 5 degete. Cinciul este mijlocul scării, ne place mijlocul, echilibru, armonia, așa că ne place cinciul. Cinciul e în toate cele ce sunt. Din când în când ni se aduce aminte despre cinci și atunci știm că, la mijloc fiind, marginile sunt deopotrivă de depărtate, deci avem acces, deschidere către întreaga creație, întregul univers, întreaga cunoaștere. Iată îndemnul pentru ziua de azi, cunoaște-te omule și vei stăpâni universul, scria la Delphi chestia asta și se pare că încă ar trebui scrisă pe ziduri ca să ne aducem din nou și din nou aminte ce e de făcut pe aici, cum întreba Lenin, ce e de făcut pe astea, de făcut, de cunoscut pe sine însuși sau însăși după caz. La mulți ani, la mulți ani, dar hai la treabă. Deci astăzi suntem într-o zi de 5 care înseamnă, nu-i așa, echilibru și armonie. Am spus-o, echilibru e ceva minunat, dar se obține, nu se dobândește odată pentru totdeauna, nu se poate păstra decât prin eforturi, prin echilibrări succesive, permanente și așa mai departe. Este acel echilibru care se naște dintr-o acțiune, nu dintr-o non-acțiune, ca să vorbim elegant. Ești la volan, ești pilot pe tot parcursul vieții tale, o să mai vorbim despre asta și în emisiunea următoare, dar până una alta știm, astăzi suntem susținuți și îndemnați să abordăm cele cinci elemente, începând cu eterul și continuând cu focul, apa, aerul și pământul. Dacă tot ajungem aici, nu uităm și cele două componente dintr-o altă pentagramă, să zicem, chinezească, da? Și metalul și lemnul au rostul lor și rolul lor și locul lor și nu uităm, nu le eliminăm. Aici analizăm această structură, dar nu le uităm și pe celelalte la fel de cinci ca și aceasta. Ok. Suntem deci invitați să ne cunoaștem, să înțelegem cine suntem, cât de complexi, cât de minunați suntem în primă instanță, cum le avem noi pe toate și chiar le avem și chiar vreau să punctăm chestia asta. Am dobândit o carte pe care am citit-o pe neînsuflată, e foarte interesantă, o să mai abordez teme dinăuntru pentru că de-abia am primit-o. Nu am reținut chiar toate și îmi place să cred că sunt lucruri utile care vorbesc despre forțele invizibile. Așa se numește cartea, în căutarea acestor forțe invizibile. Probabil că vom avea ocazia să vorbim și în alte emisiuni de pe tema asta. Cu siguranță, nu probabil. Dar până atunci, astăzi, deci, punctez această componentă a noastră strălucitoare, sugerată, pusă în evidență de acest autor, se numește George Adair, A-D-D-A-I-R. Americanii sunt foarte ciudați și la faptul că își pun numele în moduri cu totul proprii și specifice. Eu nu l-am întâlnit, așa că nu știu cum își spune el pe numele lui. Reține că îl cheamă domnul George, așa cum ne place nouă, fratele nostru George de peste gârlă, de pe Sedonia, de pe undeva până Arizona, acolo unde e pustiu ăla, care zice că aceste forțe invizibile ar trebui să ne preocupe. Și atunci când spunem cunoaște-te omule, ne referim la toate aspectele, ba chiar cu pregădere la aceste forțe interioare ale noastre, invizibile, nu-i așa, care încep cu gândul și cu sentimentul, da? Pe care și tu și eu și el și ea, noi cu toții le avem, nu prea le vedem, nu prea le
stăpânim prea bine, dar iată, vine vremea să ne ocupăm de ele, să înțelegem rostul lor, rolul și locul lor în viața noastră, în călătoria pe care o întreprindem împreună. Iată de ce azi e 5 și avem această deschidere să cunoaștem mai multe lucruri, mai multe aspecte despre noi și pentru noi, pentru că nu-i așa, la asta se referă călătoria ta și a mea și a cui o vrea și o mai putea. Este o zi de 5 în ceea ce înseamnă componenta psihică, dar este și o zi de 33, așa cum zice și emisiunii noastre, pentru că dacă mergem mai departe cu adunarea și știm să adunăm, 5 cu 10 fac 15 și cu 2 fac 17 și cu 16 din coadă fac 33, cum zice limba rusă, 33. Multe lucruri sunt legate de 33 și știi și tu ca și mine, poate mai multe, poate știu eu mai multe, dar n-are relevanța asta. Oricum facem schimb între noi, suntem toți una, deci ce știu eu știi și tu, ce știi tu știu și eu. Până una alta știm că 33 este un număr special, un număr maestru. Creștini, așa cum suntem, avem legătura imediat cu Iisus Hristos. Multe planuri, sunt multe lucrări antropozofice care vorbesc și din alte religii, filozofii, culturi și așa mai departe. Lucrurile sunt complexe, ample, dar una peste alta cunoscute și mai puțin cunoscute, dar interesante. 33 este un număr provocator, este un număr în sensul bun, da? Care atrage, care impune, care nu te lasă să fii același după ce ai luat cunoștință cu el. În numerologie așa se și definește, da? Personaj marcat de acest număr, de această vibrație, este inconfundabil. Nu poate fi uitat, cum ziceam mai devreme, copiii mei amândoi sunt 33, să trăiască și toți ceilalți 33 de pe lumea asta, sunt destul de mulți. Vă spuneam și altă dată, misiunea Pământ este o misiune amplă, complexă, în care s-a investit foarte multă cunoaștere, creație, aș spune eu, la modul general, așa că nu-i întâmplător că acești copii de cristal, de ăia, de ăia, de curcubeu, de diamant mai nou și așa mai departe, născuți mai încoace, mai după 70, să fie cu această marcată, această vibrație, care nu apare doar în forma expresă a datei nașterii sau a numelui sau a uneia, din păcate nicio lună n-are 33 de zile, pentru că nu-i așa, am fi deja mulți născuți în 33, dar apar în forme mascate, ascunse și așa mai departe. Am spus-o și o repet, în numerologie atunci când din socotel ies numere pare 2, 4, 6, 8, 10, este de presupus că ascunde un număr maestru dublat. Da, 2 e un 11 care nu l-ai văzut din prima sau n-a apărut din prima, 4 e un 22, 6-le, suntem la 6 TV, bine ai venit la televiziunea sufletului tău, iată 33, 3 cu 3 sunt 6, deci suntem într-o zi la casei, ușilor deschise, cum se zice, bine ai venit la 6 TV. 33-ul îl găsești și în tabloul meu numerologic și asta mă bucură, bineînțeles. Adrian Șcheul are interiorul 19 și exteriorul, deci vocalele adunate dau 19, exteriorul, consoanele dau 33. Frumos este că 33 cu 19 fac 52, adică exact câte săptămâni are anul și exact locul pe care eu diseară plec cu trenul la Arad, locul 52. Ok, toate sunt legate, nimic nu-i întâmplător, toate sunt conexate și așa mai departe și te ajută, îți semnalizează, dacă vrei, îți semnalează, da? Aspecte, direcții, idei, da? Variante și așa mai departe. 33 este, nu la bază, un 6, despre 6 am vorbit că este cifra iubirii, astăzi ne iubim mai mult ca niciodată, pentru că și vibrația zilei, care într-un fel sau altul apare, transpare, e reprezentată vizibil sau mai puțin vizibil în toate cele ce se referă la această zi, această zi, da? Unii scriu 5.10 plus 2016, da? Și aici ți-am spus din adunare de 33, e asociativă.
Poate să scrie 10, 5, cum scriu americanii, 2016. Aranjarea nu e așa de... Dar poți să scrii 5 octombrie 2016 și tot e un 33 înăuntru. Deci, această vibrație, această energie specială a lui 33 ne influențează pe toți. Și atunci suntem deschiși iubirii, suntem deschiși, de fapt, spre interior. Pentru că evident, am mai vorbit asta, că tema noastră este să ne cunoaștem, nu? Cunoaște-te, omule, și ca să te cunoaște, să te duci înăuntru, nu te duci pe raftul de nu știu unde sau în nu știu care arhivă, da? La bibliotecă sau la registru civil să vezi când te-ai născut. Astea sunt niște aspecte, dar ca să te cunoști, mai degrabă trebuie să intri înăuntru. Acolo e iubirea, acolo este acest vector minunat. Forță, energie, cum să-i mai spunem, putere, da? Toate deopotrivă se referă la iubire, din iubire spuneam, cu iubire și pentru iubire este întreaga această creație. A creat Dumnezeu lumea, se vorbește într-o carte pe care am spus că o să o răsfoim zilele și emisiunile viitoare, despre această mișcare, acest vector care pleacă de la alfa către omega, noi toți, ansamblu creației, ne îndreptăm către acel punct omega. Sunt fel de fel de percepții, păreri ale unora și altora dintre noi despre ținte, obiective, direcții de evoluție, de deplasare și așa mai departe. Toate sunt valabile, fără doar și poate. Aici e vorba despre ceva holistic, global, dacă vrei, integral, da? Asta se referă. Lucrarea acestui domn din Arizona spune, pe baza învățăturilor unui teolog și filozof francez, Pierre Teilhard, ceva de genul ăsta, eu nu le am cu reținutul, o să-ți aduc explicit, am să încep să citesc din lucrările părintelui, vorbește clar despre acest lucru, despre faptul că toate au o destinație, toți, da? Vectorul acesta omega înseamnă tendința, trendul, cum se mai spune, de a ne îndrepta cu toții ca un ansamblu, da? Trebuie să vedem toate lucrurile în mod deschis astăzi, nu? Suntem într-un cinci și avem o privire deschisă, o minte deschisă, care nu se limitează, nu se blochează, nu se șablonează prea mult. Această îndreptare, acest vector care ne duce încolo, este iubirea pe care o găsim astăzi mai tihai în noi. Dacă o găsim, îndemnul meu și nu numai meu, a zile, a vibrație de astăzi, este să o dărim. Să o lăsăm să treacă prin noi către toți ceilalți. Iubirea este necondiționată. Unii cred că este un anumit fel de iubire, iubirea necondiționată. Nu, iubirea este, la modul general, necondiționată. De aceea ea pleacă în toate direcțiile. Nu numai în cele în care îi dăm noi voie sau direcționăm. Sigur, noi așa credem că suntem special și dacă eu dirijez încolo, se duce numai acolo. Ea se duce peste tot. E păcat să nu te trezești mai devreme, frate al meu, și să înțelegi că ea se duce dincolo de unde o direcționezi tu, dar direcționarea ta e binevenită și face parte din vectorul general. Se subsumează, dacă vrei, se subscrie, cum vrei să îi spui, acestui vector general care se numește iubire, vectorul omega, care ne duce pe toți către acel punct. Acum, Blaise Pascal spunea că el percepe această creație ca o sferă care are centru peste tot și circumferința nicăieri. Foarte frumos spus și cred că se potrivește și dacă combini cele două formulări, ai să înțelegi ce e cu acest punct omega, că de fapt este ceva mai mult de atâta, nu un punct așa cum mintea noastră îl percepe. Ok, deci suntem într-o zi de 33, te iubește Adrian și te invită să înțelegi că ești iubire, da? Nu ai iubire, ci e mult mai mult.
nu faci iubire, nu creezi iubire, ci ești iubire. În a fi, deja lucrurile sunt simple. Când ai de făcut, trebuie să te gândești, ai din ce să faci, ai posibilități, know-how, cum se zice, cunoașterea, condițiile, te lasă, nu te lasă și așa mai departe. Când e vorba despre a avea, iară sunt complicații. Am destul, n-am destul, păstrez bine, nu vine nu știu cine să mă fure și așa mai departe. Când e vorba despre a fi, lucrurile se simplifică. Ești iubire, suntem iubire. Dumnezeu este iubire. Ok, frumos. Deci, dă-ți seama cine ești, cunoaște-te și asta e cel mai simplu lucru. Acum, din punctul meu de vedere, dacă știi asta, dacă ai ajuns aici, știi totul. Nu mai nevoie de foarte multă complicație. Ceea ce urmează nu mai ține de strădania ta, de demersul tău, de acțiuni, de proiecte, programe și așa mai departe, ci de tine, de a lăsa să fii, a-ți permite, să zicem, așa mai complicat. Da? Dacă ești iubire, e suficient, pentru că lucrurile decurg. Acest vector, da, omega, este ceva mișcător, dacă am mai vorbit noi pe tema asta, că nu? Energia, forța, se deplasează, se mișcă, curge, creația însăși, da? Universul, vizibil, cel puțin, da? Nu numai, decurge, curge. Vectorul acesta face ca lucrurile să se întâmple, să se miște, să devină, să toate componentele. Așa că n-ai foarte mult de treabă. Ai însă a te cunoaște, asta înseamnă a te deschide, azi e 5, ai deschiderea, azi e 33, ai iubirea. Oare ce-ți mai lipsește? Eu cred că nimic, așa că burta pe treabă, osul la muncă și cunoaște că ești iubire. Și atunci, din două, rezultă a treilea. Nu? Așa am învățat la matematică. Dacă și, rezultă că Dumnezeu este iubire, tu ești iubire, tu ești Dumnezeu. Iată că nu e o afirmație gratuită sau periculoasă sau nu știu de care. Nu, este o rezultantă. E ceva firesc, natural. Doar că undeva ceva s-a întâmplat. Educația despre care astăzi vorbim, a moșilor, strămoșilor, părinților, bunicilor noștri, undeva ceva a intervenit astfel încât ne-am separat. Eva și cu Adam, biblici, da? Despre ei vorbim, au călcat pe bec, cum spunea cineva, și de atunci au uitat cine sunt. Și nu că numai că au uitat, dar ne-au transmis nouă generațiile următoare că nu-i chiar așa grozav, că trăsăt, că atenție la tot felul de astea care ne-au făcut rând pe rând, nu pe toți și nu întotdeauna. Toți am avut momentele noastre revelatorii, toți am avut momentele de inspirație, da? De intuiție, de legătură cu divinitatea în care am reaflat cine suntem, da? Am redobândit cunoașterea a ceea ce suntem, ceea cu inimile, înțelegi tu? Dar una peste alta, transmiterea din generație în generație, a cam sugerat până la noi că noi suntem aici, Doamne, Doamne, undeva acolo sau dincolo, e invizibil, e cam drept, e cam pedepsitor, e cam nu știu cum, nu știu. Și încet, încet am făcut două puncte distincte, separate, două entități, două regiuni, două lumi, da? Lumea asta noastră unde avem noi de treabă, lasă că ne ocupăm noi de cele sfinte, nu? Cum să spunea? O ies eu la pensie și o să am timp. Acum am de treabă, trebuie să dau de mâncare la copii, să fac aia, să fac aia. Mereu avem câte ceva. Spune domnul acesta Ader, de care vorbeam mai devreme, că știința, cultura, presa, lumea în general, ne atrage către zone nepotrivite, adică ne fură atenția, ne fură energia până la urmă, pentru că am spus, acolo unde e atenția ta, acolo
curge, da? Energia. Acolo se îndreaptă energia. Trendul, vectorul ăsta, unde e atenția mea? Și ei ce ne atragă? Încă o informație, încă o știre, încă o poveste de aflat. Mereu și mereu câte ceva ne momește lumea din jur ca să nu fim atenți la ceea ce ar trebui să constituie punctul nostru principal, nodal, fundamental de atenție, noi înșine. Sigur că mai e un fitil băgat acolo, că dacă ăsta înseamnă că ești egoist, înseamnă că nu-ți pasă de ceilalți, tot felul de motivații ca să te distragă de la a fi tu atent asupra ta. Vezi, Doamne, ai de îndeplinit un rol în societate care așteaptă de la tine. Bine, toate sunt frumoase și la locul lor, dacă sunt la locul lor. Spunea, deci, pe frontispiciul oracolului, cunoaște-te pe tine însuți. Nu spune după ce sau dacă ai terminat treaba. Nu, cunoaște-te pur și simplu. Omul este, după lucrarea pe care am pomenit-o, singura ființă reflexivă, singura ființă cu conștiință, cam asta ar fi conștiința noastră, capacitatea reflexivității, adică să te gândești la tine, să te poți gândi la tine, să te poți reprezenta, privi, urmări, analiza, monitoriza, cum vrei să spui. Ori asta înseamnă că ai de treabă această capacitate, acest atribut, această însușire, da? Conștiința ne-a fost dată, șeful, mulțumim, să rămână cu un scop, cu un rost, da? Dacă avem această conștiință asupra propriei noastre persoane, aici ai responsabilitatea, și a ta, și a mea, și a lui, și a ei. Nu e întâmplător că tot mai multe școli de gândire, de filozofie, de religie ne spun, da? Atenție la ce faci, da? Fii responsabil, respectă legile și așa. Deci, îndreaptă atenția tuturor către interior, către aceste forțe invizibile, pentru că ele există și ele lucrează. Acest vector face ca toate componentele energetice, să le spunem, să lucreze, să se manifeste, exprime, cum vrei tu să spui, da? Nimic nu stă pe loc. Inclusiv aceste forțe invizibile, vorbeam despre gând și despre emoție, dar nu sunt doar acestea, sunt foarte multe. Noi am mai vorbit în emisiunile noastre cât de multe legături există între noi toți. Pe foarte multe nivele vorbeam despre componenta noastră complexă, corporală, să zicem, anatomică și nu doar anatomică, fizică, da? Care înseamnă până în profunzimile stringurilor despre care se vorbește de la o vreme. Acum 50-60 de ani încă nu se știa de stringuri și de componentele astea subatomice, se știa de atom, nu? De electron, de proton și așa mai departe, fotonul, dar iată vorbim mai în profunzime. Ei, această componentă a noastră este foarte complexă, foarte diferită, diversă și frumoasă, da? Spune autorul ăsta american, George, al nostru din Arizona, zice că el, în structura lui anatomică, și evident că dacă el și tu și eu și noi toți avem atomi extraterestri, avem atomi din spațiul extragalactic, din alte galaxii. Sigur, sunt lucruri despre care s-a mai vorbit, s-a mai abordat, da? Dar nu toate au mers până la capăt. Există măsurători radiestezice. Sigur că unii dintre semenii noștri au rezerve lor. E treaba lor. Măsurătorile radiestezice, de ani de zile, vorbeau despre ființe, oameni, ca tine, ca mine, care au o vechime mai mare decât Pământul. Și iată, acest George al nostru din Arizona zice, cu subiect și predicat, cum se zice acum, că el are atomi, și ai și tu, și eu, și el, și el,
care sunt din spațiul extra-stelar, extra-galactic al nostru, din alte galaxii. Modul în care se deplasează cu vectorul care vine dinspre creație, spre altă creație, o altă abordare e aceea care respiră Brahma, da? Un expir care ține nu știu câte miliarde și formă un inspir și are expir și are, da? Știi și despre abordarea. Ei, toate acestea cam par a vorbi despre același lucru și cu siguranță că există fond comun, vorbesc despre faptul că în structura noastră fizică, nu mai vorbim de suflet, nu vorbim de scânteia de divinitate, acolo unde sigur că trebuie să fim foarte atenți, că am vorbit despre componenta noastră 99999, care este spirituală fiind infinită, nu? Și componenta asta materială infinitezimală, care, iată, are componente extragalactice, atomi, care se deplasează ho-ho-ho. Deci, mergem mai departe. Cunoaște-te, omule, cât de complex ești și la suprafață, să zicem, în lumea exterioară manifestă, dar ai în vedere și forțele invizibile dinăuntru tău care fac ca aceste componente materiale să se manifeste, să trăiască, să se exprime. Te aștept după pauză să mergem mai departe, să ne bucurăm de acest 33 minunat. Te aștept! Bine ai revenit! Mergem mai departe. Azi e 5. Avem energia lui 5, deschidere, echilibru, talent. Avem talent. Ești foarte talentat. Spunea Nea George ăsta de vorbim în emisiunea asta de el că ai toate talentele potrivite misiunii tale. Și le ai de la bun început. Tot ce ai făcut până în clipa de față a fost ca să dezvolți aceste talente, să te pregătești pentru misiunea ta și numai a ta. Așa că n-ai niciun motiv să îți pară rău, să te simți ratat, să crezi că puteți să faci mai mult. Am mai vorbit tot ce ai făcut până în clipa de față e exact așa trebuia să se întâmple. Așa că felicitări, ți-ai făcut misiunea până acum în mod minunat. De azi încolo, iată, știi mai multe și poate faci mai multe, pentru că scopul până la urmă este să facem, să aplicăm, da? În sensul larg. Să aplicăm, să experimentăm, am venit să experimentăm. Cunoașterea în sine este dinainte de a te fi născut. Știi tot ce trebuie, de-aia și spune, ai toate talentele de la naștere. Din primele 5 minute s-a stabilit lina vieții tale și ai totul. Și tot ce ai făcut a contribuit. Întâlnirile, școlile, cursuri, accidente, incidente și așa mai departe, tot constituie bagajul tău de cunoștință, de experiență de viață, de școala vieții, cum se zice, și nu numai. Tot vorbim azi în ziua educației, toată educația pe care tu ai primit-o până acum, în clipa asta când vorbesc eu cu tine, este în sensul aplicării, împlinirii misiunii tale. Așa că, felicitări, ești pe drumul cel bun, rămâne ca de acum încolo, în măsura în care ți se pare că niște lucruri le-ai înțeles mai bine sau ai aflat despre ele și te pasionează, te atrag să le aplici în viața ta. Faptul că numai le cunoști, ai aflat de ele, nu-i mare inginerie. Ele sunt în acașa deja. Oricine, oricare, 7 miliarde și 200 câte om fi, și care au fost înainte și care pare că vor veni după noi, toți avem acces în acașa. Nu-i mare lucru să știi ceva. Dar să aplici poți doar tu. Aplică și fii convins că ai aplicat și până acum. Nu-i ceva nou. Doar că poate vrei să aplici mai grozav. Am mai vorbit în alte emisiuni, în orice clipă poți să tragi acea linie, să spui, începe partea a doua a vieții mele.
astăzi, într-o zi de 5, iată, avem talentul, echilibru să aflăm chestia asta și să nu ne zguduie prea tare, să nu ne tulbure, să nu ne zăpăcească de cap. Aoleu, mamă, ce-ai fi făcut până acum dacă ăsta zice că e bine? Cât am de corectat? Nu, ai de făcut partea a doua. În fiecare clipă poți să hotărăști ca partea a doua să fie altfel. Am mai spus-o de atâtea ori. Liberul arbitru înseamnă că în orice clipă poți să o iei în altă direcție. Atenție ce alegem, pentru că naște consecință orice alegere. E la pachet, da? Altfel, ai dreptul să alegi orice. Mult succes în continuare. Într-o asemenea zi, poți să schimbi cursul. Da? Fiind la mijloc, da? Pe cinciul ăsta, interiorul tău, ai susținere, ai sprijin, da? Și stânga și dreapta, vreau pe acolo. Păi n-a mai fost nimeni. Nu nimic, eu vreau pe acolo. Este dreptul tău, este invitația pentru tine, pentru fiecare dintre tu, eu și așa mai departe, să facem această schimbare, dacă necesităm, dacă ne atrage, dacă ne dorim. Cunoscându-ne mai bine, evident că o să dobândim mai multă informație, cunoaștere despre resorturile, vectorii noștri, capacitățile, atributele. Fiecare dintre noi, zice Nea Georgică, avem un talent unic. Tu, el, ea, noi toți. Am venit pentru ca să-l exprimăm, să-l aducem lumii. Noi suntem reprezentantul fiecare în parte talentului nostru. În acest talent intrând multe componente. Spuneam că tot ceea ce s-a întâmplat până astăzi a fost de natură, de manieră să completeze, să îmbrace acest talent, da? Să-l dezvolte, să-l direcționeze. De aici încolo, dacă te simți încărcat și determinat, fă o schimbare de curs. De azi încolo vreau să. Și ce vrei tu, aia e bine. Pentru că îți vine să faci această schimbare în măsura în care în tine există talentul tău, dotarea ta, know-how-ul și așa mai departe. Fă-o! Bun. Suntem deci într-o 5, deschidere, talent, echilibru. Întotdeauna echilibru și armonia să ne însoțească în toate demersurile. Pentru că, sigur, vreau încolo, am spus mai devreme. Dar dacă eu știu că încolo este un risc inutil, cred că e o ambiție ciudată. Dar e dreptul tău să mergi încolo. Dacă însă ți-o iei în freză, cum se zice, n-ai să te miri, sper. Și n-ai să vii să-mi spui, păi tu m-ai trimis încolo. Nu, eu ți-am zis alege acolo unde vrei și să știi că dacă o iei în freză, era ca să o iei în freză, tocmai ca să-ți forjeze acest talent, că probabil după aceea o să faci lucruri și mai minunate. Vorbeam despre vectorul Omega, iubirea, azi e 33, care ne duce către destinație. Spunea cineva și începusem eu în prima parte că n-am avea rost. Ba, avem rost suficient. Toți avem un rost. Și România, și tu, și eu, și frații noștri, și dușmanii noștri, și prietenii noștri, vecinii. Spunea un prieten că toți suntem celulele aceluiași organism. Da, foarte frumos exprimat. Dacă apucăm să vorbim de carte, înăuntru se vorbește despre 30 de mii de miliarde. Sau dacă vrei, 30 de milioane de milioane de celule ai tu și tu și tu și eu, sigur. În medie, cum se spune. Adică cu variații plus minus. Aceste 30 de milioane de milioane de confrați ai mei, toți au inteligență. Toți au minte. Toți au funcții. Toți, în sensul, da? Nu de funcții ierarhice, funcții. Toți au menire, rost, cum spuneam mai devreme. Fiecare din aceste celule, și atenție, în profunzimea lor avem molecule, atomi, stringuri, super, scoarci, aoleu, mamă, câte sunt acolo, fiecare are acea forță invizibilă, acel resort, vectoraș, dacă vrei, dacă vectorul omega este suma tuturor ăsta, să zicem vectoraș, care face ca lucrurile să se întâmple, adică celula să trăiască.
Interesant este că premiul Nobel pe anul ăsta la medicină și fiziologie l-a luat un japonez care a studiat această calitate a celulelor de autodevorare, cum se zice, da? Autofagie, parcă. Pe drojdia de bere a făcut el studiile, dar vorbește despre atunci când nu e hrănită celula, are un mecanism care face ca niște componente să fie depozitate într-un loc. Citiți acolo, eu am reținut puțin numai. E foarte interesant pentru că în aceste 30 de milioane de milioane de celule sunt foarte multe și complexe și diverse rosturi, roluri, funcții. Hai de capul meu ce fac! Ceea ce îți aduc aminte, am mai spus-o și e un lucru foarte drăguț, ceea ce le diferențiază, ceea ce face ca o celulă din genunchi să nu fie, să nu facă același lucru cu celula din ureche, este o componentă care se numește laminină și care are forma crucii. Foarte, o cruce chiar din asta așa mai ridicat braț orizontal, foarte interesantă și am mai vorbit noi despre puterea crucii și despre simbol și despre arhetipul crucii și așa mai departe. Iată, e momentul să punctăm chestia asta. Deci aceste 30 de milioane de milioane de celule sunt concetățenii noștri, cum spunea Răzuca, prietena noastră Razara, sau ai mei, cum o cunoști tu, cu care suntem în legătură permanentă, în conexiune, în corelație. Noi funcționăm autonom și conexat. Conectarea noastră există. Sigur, sunt momente în care e nevoie de o reconectare în măsura în care lucrurile s-au întrerupt, s-au apărut direcții și așa mai, legături noi. Dar la modul general ele sunt conectate și asta ne face să înțelegem multitudinea de forțe invizibile care ne animă. Ei, din acea multitudine, zice nenea Georgia nostru, unele e bune și unele nu e bune. Adică, în sensul strict personal. Adică, unele ne vor binele și unele nu prea. Ar fi și unele neutrale, dar nu ne interesează neutralele. În situația asta ne interesează că dacă noi nu ne vedem de ale noastre, nu ne interesăm de ale noastre, de aceste forțe invizibile despre care am spus cu siguranță, vom mai vorbi în emisiuni viitoare, lucrurile nu merg de la sine bine. Pentru că nu e așa, între acele componente așa de diverse, complexe, invizibile, ceea ce le face totuși periculoase, nu? Că dacă vezi ce se întâmplă e una și dacă numai știi că există, e mai greu. Dar dacă nu te interesează, atunci n-ai să te miri de ce nu-ți merge bine. Am vorbit în emisiunile noastre și mai spun o dată. Dacă echipa câștigă, e perfect, mergem înainte. Când însă echipa începe să piardă, apare câte un simptom de boală, te mai trage încolo-încolo, vine vremea să aflăm, să ne aplecăm, să ne orientăm, să ne concentrăm asupra acestor aspecte și atunci vine vremea să aflăm și să lucrăm, să înțelegem că rostul nostru pământean este compus din această lume invizibilă. Rostul se referă, nu este compus, se referă la acest aspect invizibil, la această lume interioară, da? Considerând lumea vizibilă, exterioară, da? Materială și lumea interioară, invizibilă, fac parte deopotrivă din ceea ce se numește om și deopotrivă sau mai ales către aceste forțe invizibile ar trebui să-și îndrepte atenția, să se cunoască, așa cum am mai spus-o, ca să stăpânească lumea, ca să stăpânească vehiculul pe care îl conduce fiecare. Da? Sunt într-un fel un pilot al acestui ansamblu, acestui mecanism, acestui automobil, autovehicol, care are fel de fel de componente, unele vizibile și cu astea
de obicei lucrează subconștientul, știi la fel de bine ca și mine că multe din funcțiile anatomice, fiziologice, să simplificăm, sunt îndeplinite, nu, de subconștientul nostru, care e mult mai bun decât orice conștient, când să bată inima și cât de tare, cât de des și cum să trimită sângele și cum să ajungă în celule și să facă oxigenare și multe chestii foarte drăguțe de altfel, dar poate nu te pasionează, nu te atrag și nu-i musai. Dar toate, fiecare dintre componentele alea, cât de micuți or fi, de la coarci încoace, da? Stringuri și așa mai departe, atomuții respectiv, care nu i-a văzut nimeni, apropo, spuneam că Nea Georgică știe și afirmă tare și scrie, da, cu pixul și pe urmă tipărește că el are atomi extragalactici. Și ai și tu, și eu, și el, și ea. Sufletele noastre, completez un pic acum, la rândul lor, în fluidele acele astrale, aici este un plan paralel cu lumea materială, da? Am vorbit despre lucrările George Văsâi și măicuța Veronica, care au făcut investigații în lumea invizibilă și care spun că Luna are un dublu, Marte și așa mai departe. Deci acolo, în dublu eteric, să zicem, sunt fluidele acelea din care ne extragem sufletul. Dar iarăși, și ăsta este extragalactic, extra ho-ho-ho. Bun. Extraterestru, să-i zicem. Nimeni nu-i doar din de aici, de pe pământ. Deloc. Așa, spuneam încă o dată că acești concetățeni ai noștri, fiecare are un resort. Și mai departe, mai în jos, fiecare atomuț, spuneam, și fiecare celulă, moleculă mai întâi și pe urmă celulă, țesuturile și toate, au forțe care le dirigează, le animă, le mișcă, le coordonează, cum vrei să le conduc. Dar în afară de aceste forțe, vorbeam despre gânduri și despre sentimente cu care operăm în sistem și tu și eu, ba, operăm din greu, dacă ne aducem aminte câte zeci de mii de gânduri trec pe mintea noastră zilnic, de sentimente mai puține, de zeci de mii, da, suficient de sute mii de ori de bucăți pe zi, atunci avem de treabă. Adică avem să înțelegem, în primul rând, ce-i cu ele, să luăm la cunoștință faptul că ele există, să luăm pe urmă la cunoștință că ele nu e toate favorabile. De ce sunt unele așa și unele așa, purta pe carte, studii și așa mai departe, vezi ce, cine ce spune. Dar una și cu una fac două, asta înseamnă cele bune și cu cele rele fac totalul. Dacă te ocupi numai de unele, n-ai făcut nimic. Trebuie să înțelegi două lucruri. Unu, că cele pozitive ar trebui să le cunoști ca să le pui la treabă, să te ajute, să te susțină, să te împingă, să te desăvârșească, da? Pentru că ignorate nu funcționează. Vorbeam despre îngerași. Îngerii sunt niște vectori de felul ăsta care n-au liberă inițiativă. N-au, da? N-au dreptul să aleagă în locul tău. Și atunci ele sunt niște forțe invizibile pozitive, să zicem, favorabile ție, dar trebuie capacitate, trebuie montate, trebuie puse la treabă. După cum mai trebuie să știi că există și de alealte. Acum, pe noi ne învățau Sfinții Părinți, nu? Că există un înger bun și un înger rău, pe câte un numeraș. Ei, nu fi chiar așa de lipsit de importanță și de valoare și de simbol. Și iată că vine vremea în care să vedem ce facem cu îngerașul ăsta și nu numai el, cu ceata lui, care nu-ți vrea chiar binele. El există. Ei, dacă e lăsat, înseamnă că trebuie să fie acolo, că nu s-a inventat el singur, face parte din creație. Și cu ocazia asta să înțelegem că sunt multe asemenea forțe despre care poate că nu am luat cunoștință, le-am ignorat, le-am evitat și așa mai departe. Spune Nea George ăsta că n-are o foarte bună părere despre prietenii lui din
mișcarea nu e aici, care zic că tot una, că n-are importanță, că nu e greșeală, că nu e așa, și că zice domnul George că ar trebui să știm că aceste forțe există și acționează. Și dacă noi nu suntem conștienți, avem conștiință, cum spune el, vorbește în carte că de la 11 ani deja suntem în deplinătatea conștiinței noastre și nimeni din cei din jur, nici părinți, nici educatori, nu mai au de treabă cu noi. Noi înșine, fiecare pe drumul lui, la volanul lui, la manetele lui, la pilotarea lui, este autonom. Fiecare am venit să ne valorificăm talentul, dotările și așa mai departe, și această conștiință despre care se vorbește face ca noi să ne înțelegem, să avem această gândire reflexivă în care, bă, cine sunt eu? Deci ca să ajungem să te cunoști, să te întreb despre ce e vorba în propoziție. Astăzi este o zi minunată ca să încep treaba asta. Nu o să o faci astăzi dacă n-ai făcut-o, dar să o începi, pentru că ești într-o zi susținută, ți-am spus, de două componente numerologice valoroase. Un 5 al echilibrului și talentului, deschiderii către toate zările, și un 33, un 6 până la urmă, o iubire și o putere transcendentală extraordinară care să te ajute în acest demers de cunoaștere. Să nu uiți să-ți spun că acest 33 este triunghiul 11-11-11 de câte 3 ori. Puuu, ce frumos, da? 11-11-11. Și fiecare e 33. 33 ori 3 fac 99. 9 este o cifră cu totul specială, nici nu se abordează în numerologie prea mult, dar înțelegi tu despre ce e vorba. Să ne bucurăm că acest 33 e cu noi, cum spune emisiunea noastră, se găsește, cum ziceam, în numerograma noastră, în componentele noastre la vedere sau mai ascunse, alături, dacă nu. Și îți spuneam și îți spun și acum, e o invocație, o concentrare asupra ideii de 33, deschide cunoașterea ta. Sigur, există manuale, tratate, filme, clipuri și așa mai departe, doar că în tine este tot, așa că nu e nevoie neapărat să burta pe carte când spun eu să mergi la bibliotecă sau pe internet, pentru că dacă înțelegi cine ești, și iată astăzi îți spun că a venit timpul să o faci, în tine este această cunoaștere, tu doar ai să o aplici. Ca să experimentezi treaba asta, trebuie să te oprești un pic. Coana prea mare, atenția acordată, ce bag în frigider, ce scot în frigider, ce pun pe copil, ce fac la iarnă, cum plătesc factura și ce mai face cu tremurul care trebuia să vină și iată că n-a venit, stai acolo la locul tău. Toate aceste preocupări sunt energofage, adică ne consumă energia, care înseamnă atenția noastră, timpul nostru, cum vrei să spui, dar ne consumă, ne fură, ne deposedează, cum se zice. Azi a venit timpul, spuneam, să îți aduc aminte că e bine să te cunoști, să cunoști forțele invizibile care acționează în și în jur, în tine și în jurul tău, și asupra cărora ai a te adresa. Pe de o parte, celor pozitive pe care e bine să le potențezi, să le folosești, valorifici, cum vrei să spunem, și pe de altă parte să vezi cum e cu aceste forțe invizibile nefavorabile, poate chiar dușmănoase, care așteaptă clipa ta de neatenție, clipa ta de delăsare, spune eu. Delăsarea însemnând dacă nu mai ești atent la tine. Aici e rău, nu altfel. Sigur că faci ce vrei, dar dacă tu nu ești atent asupra ta, cei din jur nu o să o facem, că avem treaba noastră. Ok, 33 e cu noi, te iubește Adrian și te așteaptă în noi și noi emisiuni. Până atunci, numai bine!